Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal, eu sunt Caosen, iar astăzi o să ne jucăm Deer Simulator. Bă, nu e ceea ce credeți, așa că stați până la final. Nu mai zic nimic, uitați-vă și voi cum își mișcă gâtul. Bă, asta zici că nu-i căprioare, zici că nu-i cerb, zici că e girafă, direct girafă, ia uite. Mă, pusă-l, vai de capul meu, păi, cred că ăsta e tot jocul, boys, cred că asta o să facem mereu, ia uite-l, mamă. Deci fiți atenți, imaginați-vă că aici în stânga sus e butonul de like, da, și aici jos de subscribe mai jos, da? Și te sunteți voi, da? Bam like, bam subscribe și acum putem să începem episodul. Dăm și noi start. Băi, dar trebuie să ne facem caracter. Dăm și noi, bă, mail așa. Vreau să pun doar un păr mai mișto, așa punem și noi părul ăsta mai lung, așa zici că sunt eu, semănăm, nu semănăm. Nu mai contează. La face, mamă, nu mai contează. Create yourself. Asta suntem. Dacă ne uităm așa, am unul la unul. Bă, ce se întâmplă, mă? Mă stai așa. Bă, și de ce sunt un boxer, e întrebarea. Vine tirul, autobuzul, ce ăsta? What? Ce sunet? Ce sunet, boys? Bă, dar nu vine să cred, m-am sacrificat pentru căprioara aia? Pă bune? No way. Be reborn, ia, ne reînviem sau nu? Ne reînviem, clar, cum n-ai murit? Ce, nu se întâmplă de astea. Bă, du-te, măi, e genial. Deci, am murit ca să fim o căprioară acum. Acum noi suntem căprioaia, ok, W să dă space. Mamă! Bă, dar ce cu jocul ăsta, mă, frate? Uite că pot să sar cât copacul. Mamă, vreau să fac niște setări rapid. Da, am vrut să fac niște setări, dar nu am ce setări să fac ea. Uite, shift dash. Mă, l-am pe sus pe ăla. Ia uite, mă, cum fug. Bă, e normal așa ceva? Cum ați direcționat să vedeți așa o căprioare, mă, pe drum? Attack, ia. Deci care auto clicker, ia uite cum dă de copitea. Bă, ești nebun la cap. Mă, ce? What? Gata, am făcut tutorialul. Te cu shift-ul ăla plană. Ia să vedem ce se întâmplă. Bă, ce e jocul ăsta? Poți să, dacă mă toc de mașină, zbar mașina? Ride. Mă, ce? Poți să conduc autobuzul? Ia uite. No way. Bă, incredibil, uite cât de damage dăm. Mă, voi ați văzut cât a zburat mașina aia? Bă, nu știu dacă ați văzut, o să dă... Mă, zboară mașinile în jocul ăsta. Păi și dacă dau Q nu se întâmplă nimic. Pomul ăla l-am distrus. Ia, cal. Bă, dă-te bă de aici. Mamă, zici că e Spider-Man. Asta e căprioara Spider-Man, boy. S-a mușcat-o pe căprioară, pe aia în genul ăla și s-a transformat în Spider-Man. Ești nebun, Spider-Deer. Doamne. Eu nu pot să cred așa ceva. Băi, ce e jocul ăsta? Hai să facem și noi 30 de like-uri pentru joculețul ăsta. Și nu uitați să vă abonați, că e cel mai important lucru. Să vă abonați cu notificare. Get off, atâta, dar nu pot să fac nimic interesant. Bine, ce vreau mai interesant? Deerify, say hi. Hi. Îi duci din niște pe stradă și ți-arăt o căprioară. Ia, dance. Păi ești nebun, ăsta e polițist, mă? Dansez cu căprioara. What? Le-am dat coare de căprioară. Bine, acum vreau să-i omor. Bine, sunt cam rău. Ia uite, e super saiyan, băieții. Dar nu pot să-i bat, mă. Așa, dă-i. Cât de damage are? Nu pot să dau unii. Bă, sunt cu mine acum. Lol, acum m-am prins. Fac parte din echipa mea, băieții. Ia uite-i, mă. Mamă. Polis? Păi și nu pot să intru aici la poliție? De ce nu pot să intru aici la poliție? Vreau să distrug secția de poliție. Mamă, păi dacă distrug toate chestiile astea, ce se întâmplă? Ia. Dar trebuie să mă duc foarte aproape ca să dau în el. Oare se întâmplă ceva dacă distrugem foarte multe chestii? Disaster level D. Ah, ok, acum are sens. Și pe, din ce în ce mai mult ne deblochează alte chestii. Sau trimite poliție după noi, nu știu ce se întâmplă. Mă, ce? E incredibil jocul ăsta. Pistol? Bă, vreau să vă întreb pe voi. Am făcut alegerea bună că m-a ales să mă joc jocul ăsta? No way. No way că mă bat cu niște polițiști care sunt niște... Oi, what? O bune? Bă, sper să-mi se audă mai tare jocul decât mie, dar acum lăsăm asta la o parte. Bă, avem gloanțe infinite, tragem în tot. Mamă, că mai vin polițiști. Bă, dar doar 10 damage în mașini. O, să buți.
Mamă, vreau să mă pătățești ea. Vreau să mergem, you defeated the cops. Vreau să mergem la domnișoara asta ea. Hai să o salutăm frumos. Bă, care ai dat în ea, mă? Cred că eu am dat în ea, nu? Nu voiam să dau în ea, vreau să o iau în echipa mea. Ia, Derify, gata. E cu noi? E cu noi, mă, e cu noi. Bă, jocul ăsta se mișcă așa cu un pic de lag cum ar veni. Dar nu, nu e de la mine, gen, așa e jocul. E un joc pentru mobil normal, deci am înțeles. Ia uite. Mă, și pot să mă prind? Ia că am văzut ceva pe drum. Le-a căzut pistolul de la polițiști. Bă, ăsta zici că e un GTA? Efectiv, GTA cu căprioare. Hai, mă, pe bune, că arunc și cu grenadă. Hai, mă, pe bune. Bă, hai să facem haos, frate, în oraș. Sper că nu pot să-mi iau shot damage de la astea ale mele, adică ar fi prea ciutat. Mamă, bă, ce le bubuim. Ia, avem de disaster level. Mă, voi vedeți, mă, acolo ce acolo? Mă, voi vedeți ce se întâmplă acolo? Vă întreb și eu, întreb și eu pentru un prieten. Mă, stai un urs? Bă, dar cu ala ce-i? Cu ala de-ala? M-am blocat, m-am blocat. Ok, ok. Mă, e ceva acolo sus? Mă, ce acolo? Mă, zebre, cu ala, ce se steamă pe aici? Dar vreau să urc și eu. Așa? Hai, aruncă-mă, bun. O să o bat? What? Dar nu mă atacă, zici că facem unul, băi, zici că facem unul, what the fuck? Uitați-vă și voi. Doamne, ce am ajuns să mă joc. Level 2? Mamă, vine cu mașina după mine. Ce? Vine... Am bătut girafa și s-a transformat în... Mă, ce? Efectiv, efectiv, haos. Mă, o secundă am pus și o pauză să văd dacă nu se aude sonorul prea tare. Unde e, mă, elefantul ăla? O să trag după elicopter, după asta, nu pot? Deci se aude ca fiind haos. A, eu cu ăsta trebuie să mă bat. Deci pe bune că jocul ăsta are și... Retry. Vreau încă o șansă. Bun, fraților, am revenit cu dubla 2 cum ar veni. Am rămas la mașinile de poliție, de m-am dus direct pe boss atunci. Așa a fost o mare porcărie, pentru că ar trebui să iau jocul pe rând, nu pe boss. Așa. Da, acum trebuie să ne batem cu ăștia. Și am zis, bă, de ce să nu iau o mașină să fac haos, nu? Uite-te, bă, cum crește disaster level-ul ăla. Uitați-vă cum e bade rapid, adică n-am niciun stres. Și în mașină nu cred că pot să-mi dea damage. What? E insane jocul ăsta, e GTA? Doar că e cu animale. Gata? Lejereanu, mă, lejereanu. Luăm și noi de aici bombe. Mă, e katana, mă. An echip. Bă, vreau să dau an echip. Vreau katana aia, nu mă interesează ce arunc. Bă, dar vreau să le arunc. Lasă-mă să le arunc, așa. Vreau? Asta e doar așa, mă. Bă, e nașpa, mă. Știi dacă pot să iau katana pe mai mult timp. Gata, mă. Acum hai să mai facem dezastru, după care o să mergem și la boss-ul. Cred că ne ducem direct pe boss, boys. Dezastru să mai faci, frate, uitați-vă. Cine să mă mai oprească acum? Spăcați-mi și mie. Aia zic, cine mai dă acum? Hai! Bă, mă bag cu iepurile cu arme! Mă, ce? Airwalker? Ia, unde e, mă? Hai, mă, că e șmecher. Unde ești, bă? Mamă, dar tu sunt acum! Am 3 vieți, am 3 vieți, trebuie să joc, trebuie să joc bine, mă, pe asta, trebuie să joc super. Așa, revenim la ale noastre, uitați-vă și voi ce haos fac. Pe asta stăm pe următor, am bătut pe asta fără să vrea, what? Nu zice cum doar... Mă, câte arme am! Păi vreau și eu de asta, fii atent. Așa, mai pot să pun o de asta? Păi, cine mă mai oprește acum? Mai vreau și una ca? Mai vreau și niște de astea? Mi se pare absolut normal ce se întâmplă. Probleme tehnice, fraților, dar pentru că jaluzeau aia de pe fundal pe care o vedeți voi acum, bă, s-a decis ea să cadă așa, random, de două ori. O să opresc clipul aici pentru că trebuie să mă bag la creație. Fraților, dacă v-a plăcut acest episod și vreți episodul 2, ca să înfrângem și noi boss-ul ăla cu ala, pentru că cred că o să ne dea ceva arme și mai mișto, sau să ne deblocheze vreo altă hartă sau nebunii. Uitați-vă și voi,
cât mai avem de distrus pe aici. Lăsați-vă un like, să și noi 30 de like-uri la acest clip. Nu uitați să vă abonați, să facem 9500 până la sfârșitul acestei luni. Eu am fost Chaosen și până data viitoare, vă las cu bine, multă baftă, bye!